dragii mei, am venit cu zârgălăi să vă spunem bun găsit și la voi când am venit. Mâine anul se noiește, plugușorul se pornește și începe a ura pe la casă a colinda. Să vă fie casa casă, să vă fie masa masă, cu pahare împăcărite, cu colaci mândri împletiți. Să vă dea Domnul de toate, mult noroc și sănătate. Bună ziua, dragii noștri, bună ziua, dragi copii. E sărbătoare în țară, e sărbătoare și în satul Dungușeni, pentru că cu pași grăbiți se apropie anul nou, iar noi îl așteptăm cu mare, mare nerăbdare pe Moș Crăciun să ne aducă darul. Așteptăm cu nerăbdare să mergem la Sfânta Biserică pentru a sărbători nașterea Domnului. Așteptăm acele colinde cu care am trăit și am copilărit, acele urături care răsunau în tot satul cu căi-căi și plorile d-albe, lerul ler. Astăzi, în această zi frumoasă, cu oameni frumoși, cu copii talentați, unde ne-am adunat aici la Casa de Cultură, în Muzeul Satului, în jurul bradului de sărbătoare, permiteți-mi din numele colectivului de la Casa de Cultură să vă felicităm cu Sfintele Sărbători de Iarnă, care în fiecare an au un far mic aparte și cât de mari n-am fi și noi și copiii, așteptăm ca în această seară de Revelion să se întâmple o minune. Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aducă pace și liniște sufletească, lumină în casele dumneavoastră, să iubiți mereu pe cei dragi aproape, iar Bunul Dumnezeu să vă aibă în pază, să vă ocrotească și să binecuvinteze familiile dumneavoastră și țărișoara noastră, Moldova. În scopul promovării și păstrării tradițiilor și obiceiurilor de iarnă, colectivele la Casa de Cultură din satul Dondușeni vin în fața dumneavoastră cu urături și colinde frumoase de suflet. Sărbătoare stelelor, bine vine anul nou, sărbătoare.
dorim.